Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod Marca Șoferul. Astăzi vom prezenta un Hummer H1 pus la dispoziție de către Castle of Illusion. Și pe această cale dorim să mulțumim celor de la Castel. Bun, hai să începem puțin cu istoria acestei mașini. Ea este bine cunoscută din războiul din Kuwait și din bine cunoscută operațiune Desert Storm. Înainte, după cum știți, ele se numeau Humvee. Erau făcute doar pentru militari. Dar la cererea mare a publicului să dezvolte și mașini civile și la acțiunea desfășurată în forță de binecunoscutul actor Arnold Schwarzenegger, cei de la General Motors, în special Hummer, au creat și varianta civilă. După cum puteți observa, acesta este unul dintre modelele lor. Este un Hummer H1 Alpha din anul 1996. Are motorul de 6,5 litri diesel. Da? Este un motor destul de mic pentru mașină, dar cu un cuplu foarte mare. Gândiți-vă că alte mașini, da, au motoare V10, V12. La mașina asta atât de mare s-a pus un motor mai mic și s-a pus foarte mult accentul pe capacitățile ei de off-road. Mașina la ca și viteză are undeva la 200 de km la oră, deci nu este concepută pentru așa ceva. Gândiți-vă că ea, după cum vedeți, este foarte înaltă și are un unghi de atac undeva la 90 de grade. Un perete drept are 90 de grade, deci ea practic poate să urce pe un perete drept. Să atace șanțuri unde e apă sau să intre în apă până la 5-6 cm. Deci este foarte mult. Hummer este unul dintre acele vehicule cu o istorie mai aparte. Derivat dintr-un vehicul militar, primul automobil Hummer, modelul prezentat astăzi, H1, lansat în anul 1992 sub sigla AM General, era practic a doua tentativă a americanilor de a metamorfoza un aparat al industriei militare într-un produs pentru piața de consum. O operație pe care de astfel au și reușit-o. Noul model este perceput ca o revelație, iar piața locală răspunde pe măsura așteptărilor. În anul 1995, compania vinde marca Hummer, gigantului General Motors, care exploatează la maximum cererea tot mai ridicată de modele SUV. Modelul H1 a fost baza de la care a pornit General Motors în construirea brandului Hummer. Având la bază conceptul militar Humvee, din 1992 și până acum au fost construite undeva în jurul la 14.000 de exemplare. Directorul brandului Hummer susținea că este o reflexie a direcției pe care vrem să o urmăm. Brandul Hummer își are încă ADN-ul din vechiul Humvee, spunea, va fi întotdeauna marcat ca locul de unde s-a plecat. Hummer H1 consumă în jur de 24 de litri la 100 de kilometri, însă directorul spune că nu creșterea de prețuri la carburant a influențat revizia General Motors. A subliniat că cumpărătorii de Hummer H1 nu țin cont în mod special de consum și prețurile carburanților. După cum puteți observa, pe capotă se găsesc două proeminențe din fier. Ei bine, acelea erau folosite și sunt folosite, de fapt, la modelele Humvee pentru a putea parașuta mașina din elicopter în zonele de conflict. Ei bine, cei de la Hummer au vrut să păstreze această opțiune, ca să o putem numi așa, pentru a apropia mașina cât mai mult de originalul Humvee. Deci, în continuare, putem găsi aceste bucăți de fier care vin direct sudate în șasiu, pentru a fi cât mai rezistente. Bun, deci ne-am urcat în Hummer H1 și acum încercăm să mergem puțin cu el, să vedem cum se comportă. Mașina este exagerat de mare și de lată, pe cum puteți observa și la interior. Eu cu persoana din dreapta mea nu prea avem cum să ne ajungem unul cu altul. Nu putem să ne dăm mâna. Bun, de ce cauză? Pentru că aici se află motorul cu transmisia. Aici, practic, vine. Încep de acolo și vin până aici. Sunetele sunt puțin ciudate în interior, se aude totul, transmisie, motor, absolut totul. Și ce este impresionant la mașină este volanul. La cât de mare este, cât de grea mașina, mi-a aproape 4 tone mașina asta, da? Volanul se învârte extrem de ușor, extrem de ușor. Ia observați. Puteți poți și cu un deget chiar să învârt volanul. Bun, un lucru mai aparte la mașina asta, ca să spun așa, este faptul că ea, intrând în ape adânci, radiatorul este pus sus de tot, sus pe capotă este pus radiatorul. Nu este ca la o mașină normală, convențională, în față, nu. El este pus aici sus. Bun, aici, după cum puteți observa, avem absolut toate instrumentele necesare în bord, de care avem nevoie și pe off-road și pe șosea, da? Avem indicatorul de benzină, turometru,
Aici avem o opțiune a celor de la Hammer în care putem să umflăm sau să desumflăm cauciucurile. Să desumflăm pentru a merge pe off-road și a le umfla la loc pentru a putea merge pe șosea cu ea. Aici avem lumile de interior, lumile de afară, indicatorul de baterie, nivelul de ulei. Da? Avem un sistem multimedia aici. Bine, impropriu spus multimedia, este un castofon practic cu CD. Aer condiționat, important, da? Unele modele de Humvee vin fără aer condiționat. Și aici avem selectorul de viteză și reductorul. Frâna de mână și fiecare pasager are cotiera individuală. Oamenii se uită la mașina asta și că am venit într-o zonă de război cu ea. Accelerația este foarte, foarte, foarte lentă. Și practic mașina asta s-a ajuns la 100 de km la oră. Cred că stea ceva. Știți că erau și niște bancuri cu hammerul în care se spunea că dacă uiți un hammer pornit la pompă, practic niciodată nu o să-i faci full-ul. E, cred că ceva de genul ăsta e și cu mașina asta. La motoarele astea care le au și de fiind de generație veche, mașinile vor să mai exagerat de mult. Tocmai în această cauză, ele s-au și oprit producția mașinii. Mașina s-a fabricat din 92 până în 2006. Din 2006 cei de la Hammer au încetat producția pentru că ei depășeau de 30 de ori mai mult normele de poluare. Și mașina nu avea cum să se vândă pe niciun teritoriu, niciun stat. Și acum au găsit soluția și îți vând practic Hammer-ul colet, piese și ți-l asamblezi tu acasă. Așa ei pot să treacă de orice test de emisii. Metoda asta. Te duci la ei, comanzi piesele, îți vine Hammer-ul făcut bucăți, ți-l asamblezi tu acasă. Și așa a evitat legea cu emisiile.